România apreciază civilizația din Occident, dar nu sunt dispuși să respecte reguli elementare acasă, precum liniștea publică, regulile de circulație sau păstrarea curățeniei. De asemenea, binele comun și implicarea benevolă în societate lipsesc cu desăvârșire. Întrebați câțiva mehedințeni dacă se bazează pe oamenii din jurul lor la nevoie. Cu toți au răspuns că nu au încredere că cineva ar sări în ajutorul lor. Spiritul civic reprezintă sarea și piperul care lipsesc societății românești. Pierdut undeva în ceața regimului comunist, românii sunt și astăzi la fel de dezinteresați de binele comun și de implicarea benevolă în dezvoltarea comunității, deși laudă adesea stilul de viață civilizat al occidentalilor. Ne uităm în jurul nostru și suntem dezamăgiți. Oamenii nu respectă regulile elementare pentru o societate modernă, dar nici nu oferă un ajutor altor persoane aflate la nevoie. Puțini sunt cei care și-au păstrat spiritul civic. Din păcate s-a cam pierdut spiritul civic. Înseamnă respectul unul față de celălalt. Câți oameni vedeți că traversează neregulamentar sau nu păstrează curățenia? Mai sunt persoane și chiar purtatul măștii. Intră tot în spiritul civic, respectul de cel de lângă tine, pe care poți să-l protejezi. Credeți că dacă ați avea o problemă în stradă, v-ar ajuta cineva? Deci trăim într-o societate în care, din păcate, și spiritul civic și emoțiile au cam dispărut. E greu să cred. Dar mai sunt și excepții, mai sunt oameni. Fiecare face cam cum îl taie capul. Credeți că dacă ți-a dat o problemă în stradă, ar sări cineva să vă ajute? Nu sare nimeni, să uită și dă colțul. Cât de grav credeți că este acest lucru pentru o societate modernă, europeană? Păi este destul de grav. Ar trebui fiecare om să țină unul la altul, să fie unit, să fie cum sunt în țările celelalte. Afară cred că sunt mai uniți decât românii. Românii laudă adesea stilul de viață civilizat al occidentalilor, dar chiar și așa, când se întorc din străinătate, discriminarea și abuzul revine la ordinea zilei. Marea problemă a societății noastre este reprezentată de lipsa de respect față de ceilalți. Oare să fie de vină și autoritățile? Actuala clasă politică nu reprezintă o elită, nu reprezintă un model pentru tânăra generație, nu are o gândire politică proprie, ideologiile fiind împrumutate din afară. Simțul este, dar... Știți cum e? Nu sunt bani. Nu sunt bani și datorită banilor toată populația este și întoarsă. Toată populația întoarsă. Servicii nu sunt, locuri de muncă nu sunt. Ce să mai? Deci e ceva pus la zero, la pământ. Credeți că oamenilor trebuie să li se ofere ca să fie mai respectoși? Pă normal să li se ofere și lor condiții și nu minciuni. Să spună, bă, da, mărim pensiile, alocațiile, ei ne mint de atâta timp că măresc, că fac. Și populația devine și mai agresivă, mai... Înțelegi? Dar, în general, credeți că dacă ați avea o problemă în stradă, v-ar ajuta cineva? Cred că nu. În stradă, niciodată, pe timpul ăsta, nu o să mai fie vreo chestie unde să fie ajutat de cineva. Poate pentru mulți români spiritul civic este ultima lor grijă. Nivelul scăzut de trai al României își spune cuvântul. Totodată nepăsarea din jurul nostru se simte, iar românii sunt corigenți la simțul civic.